Bună, dragii mei! Oficial este ziua mea. Stați să deschid lumina. Este 0000. Deci am intrat în ziua de 30 aprilie. Deja la mine pe stradă este petrecere. Evident că la mine pe stradă așa este în fiecare noapte aproape. Deja ei s-au pregătit pentru ziua mea, au dat drumul la muzică. Nu știu dacă s-aude pe fundal sau de cățelul, dar nu e și muzică. Ia deschidem ușa. Au dat un pic mai încet acum. Ia. Sper că auziți. Ce să vă spun? O să fac un vlog special de ziua mea. O să vedeți cam ce fac eu în această zi specială. Ce fac eu în această zi specială? Da, o să vedeți. Nu vă mai zic nimic. Vă mai spun, mă pus să dor. Ne vedem dimineață. Pup! Bună dimineața! Acum că este ziua mea, urmează să fiu asaltată de 1.170.000 de mesaje, cărora le voi răspunde, pentru că așa fac în fiecare an. Răspund tuturor. Deci, să începem. Acum 22 de ani fix la 11:30 te nășteam, inutilo, care ești. La mulți ani. E 11:30. Ești o inutilă. Hai, te dă-te jos. De ce să mă dau jos din pat? Ca să ți arăt. Ce să-mi arăt? Că ți-a adus finul cadou. Și tu nu mi-ai luat cadou? Ce cadou ți-a? Tu niciodată nu mi-ai cadou? Niciodată! Haide, haide, haide! Prin acum. Dacă m-ai filmat, eu omor. Voi ați mai văzut oameni așa de răi, că eu n-am mai văzut, sincer. Îți văd. Ce m-a speriat! Hai să spunem la multe ani. Stai acolo 2 secunde! Stai acolo! Nu, ce m-a speriat! Bine! Mi-au luat mașină ăștia ceva. Arăt minunat. Trezită din somn, fața asta. Oh. Gata? Vin. Vin. La mulți ani! Deci de pop. Eu ce tortă am găsit deodată la cofetărie, era făcut gata. Da. Eu ce iepure am găsit la cofetărie și era la florărie și era făcut gata. Era făcut gata. Un iepure din paie. Ce frumos, dar ce frumos. Ce avem noi aici? Ce avem noi aici? Nu știu, ia, ce o este? Scamă. Aha, ce este pe aici? O brățară? Nu știu. Ce avem noi aici? Ce brățară e asta? Și un iepure. Gata. Am plecat la servici. Păi, florile astea nu sunt niște chei de mașină? Ce nebună e! La mulți ani! Mulțumesc! Coincident sau nu, ne-am întâlnit și cu fata aia care ne-a făcut în această zi. Stai! În acea zi! Era cum am mai ignorat. Nu l-am făcut la comandă! Minim! Are ei acolo! Da! 6 lei un trandafir! Nu l-ar face niciodată! Cu atâția trandafiri! Da, nu cred că-ți vine brățara. Ei, nu-mi vine. Deci... Am văzut că e cu infinit. Asta e al lui mami, asta e al lui tati și asta ești tu, inima noastră. A, două infinituri și inima? Da. A, ce mișto. Asta este semnificația. Ia. Mulți ani trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, cine să trăiască la mulți ani. Angelica să trăiască, Angelica să trăiască la mulți ani. Pune-ți-o dorință și acum trebuie să stai așa. Stai că am multe dorințe. Pune-ți-o dorință să pune doar una. O pereche de Adidas de 10.000 de lei. Oh, nu s-a da, a făcut da! Să nu că nu trebuie să zici dorințele, nu? Nu. Da, changes. Gata. Dar ce mă întreb, nu? Să îndeplinești după aia. Da. Să îndeplinești? Nu să îndeplinești. Bună, dragii mei! Acesta a fost vlogul special de ziua mea, în care eu v-am arătat cum se derulează, ca să zic așa, ziua mea de naștere. Cam așa se întâmplă în fiecare an, pentru că noi nu facem cine știe ce petreceri sau mai știu eu ce. Noi petrecem de fiecare dată în familie, da, ne mai luăm tort sau, nu știu, diverse lucruri, dar nu cine știe ce. Și cât despre cadouri, pentru că cu siguranță voi o să spuneți că, băi, Angelica, n-ai primit cine știe ce cadouri sau așa. Adevărul este că eu am primit cadourile mult înainte. Cadoul de ziua mea a constat în telefon, pentru că mi-am cumpărat ultima generație de telefon, GoPro-ul, haine foarte multe pe care voi le-ați văzut în unboxing-urile mele și ultimii au fost Adidas și cam astea au fost. Deci au fost foarte multe cadouri, doar că le-am cumpărat treptat. Iar ultimul pe care l-ați și văzut a fost brățara aceea din aur. Ce să vă spun? Vă mulțumesc pentru toate urările de ziua mea. Vă pup și vă iubesc mult și nu uitați să zâmbiți cu gura până la urechi și vă promit că de acum încolo vom fi la fel de activi. Mai puțin în perioada asta cu licența, dar urmăriți-mă pentru că o să facem multe lucruri interesante și mai ales cât de curând o să se întâmple, o să fie un giveaway. Așa că fiți cu ochii pe mine, vă pup și vă iubesc mult!